Micul porcar. Un prinț a vrut să o ceară în căsătorie pe o prințesă. I-a trimis cel mai frumos dar cu putință, un trandafir și o privighetoare. Toată lumea a fost uimită de darul, numai prințesa era nemulțumită. Trandafirul este viu, nu din argint, iar privighetoarea nu este de jucărie și nu are arc. Trandafirul se veștejește dacă nu-i pun apă proaspătă în fiecare zi, iar privighetoarea moare dacă nu-i dau de mâncare și apă de băut. Of, cât efort să le îngrijesc! Prințul a fost respins, dar el nu se dădu bătut. Se gândi să-i dea o lecție prințesei, iar pentru asta se îmbrăcă în haine simple, dându-se porcar, și se angajă la curtea împăratului. În timpul lui liber, cioplea diferite lucruri ciudate, iar prințesa murea de curiozitate să afle ce sunt acestea. Află că porcarul cioplea o oală care avea niște clopoței pe margine și când apa fierbea, se auzea clinchetul lor. A vrut să o cumpere cu orice preț. Porcarul îi spuse că o dă numai dacă primește un sărut, iar prințesa, auzind aceasta, nu stătă mult pe gânduri. Împăratul o văzut pe prințesă cum se săruta cu porcarul, făcu un scandal mare și vrut să-l alunge pe porcar de la curte, dar când îi spuse că el de fapt e prințul care i-a trimis trandafirul și privighetoarea, prințesa se hotărâ să se căsătorească cu el. De data aceasta, prințul a fost cel care o respinse spunând: de la un prinț, ți s-a părut puțin să primești un trandafir și o privighetoare, dar unui porcar i-ai dat un sărut pentru o oală cu clopoței. Păstrează-ți oala și rămâi nemăritată!